Dacă nu știi unde greșești în nutriția ta, trebuie doar să acorzi mai multă importanță anumitor subiecte și nu-s mult. 1. Grăsimile alimentare sunt mult mai importante decât credem, iar din păcate majoritatea specialiștilor le consideră inamici. Eu, de exemplu, consum grăsimi bune în fiecare zi și nu mă îngraș. De ce? Pot să mănânc liniștit de 2 ori pe zi, chiar și odată, pentru că acele grăsimi bune sunt stocate în organism, nu simt foamea, mă simt energic, mă simt bine. Dar dacă mănânc prăjeli sau fac combinații greșite sau consum multe produse procesate, bineînțeles că energia nu mai este la fel, o să fiu constant flămând și cam anxios, tulburat, nu? Care sunt combinațiile greșite? Carnea cu lactatele, carnea cu cartofii, nu e ok. Carnea se consumă cu legume. Orez cu chiftele? Foarte greșit. Și orezul se consumă cu cât mai multe legume. Nu vedem că genul de mâncare ne îngrașă și ne lasă fără energie? Dar dacă ne concentrăm, de exemplu, înspre o slănină cu puțină pâine, înspre puțină pâine de casă cu unt, înspre un chefir pe stomacul gol, înspre mai multe legume și mai multe semințe crude la sfârșit de masă, cât și uleiuri presate la rece peste salate, peste cartofi, peste ce consumăm, o să avem parte de grăsimea aia bună, o să avem energie, o să slăbim sănătos, o să ne simțim foarte bine. Por la sănătate!